Începem cu Ana Maria Prodan, al cărui nume a apărut de curând într-un nou scandal. Impresara a fost acuzată că ar fi intervenit în favoarea fiului său, Bebeto, în selecția pentru Naționala România sub 15 ani. Mă rog, eu zic să vedem ce are de spus și Ana Maria Prodan, pentru că suntem o televiziune liberă. Aici poate toată lumea să vorbească, și Ana Maria Prodan, și Laurențiu Leghecam, și toată lumea. Să vorbească liber lumea la noi la emisiune. Răutățile și frustrările se întâmplă la orice nivel, iar eu, fiind Ana Maria Prodan numărul 1, este firesc ca toată lumea să încerce cumva să se cațăre pe numele meu, dar sunt atât de puternică încât îi ajut să meargă mai departe, să tărăsc după mine toți. Și bănuiesc acum că nu te referi doar la FRF, tu ai dat o declarație și ai spus că tu ești obișnuită să dai bună ziua tuturor. Eu dau bună ziua tuturor, este normal să-mi salut prietenii de viață. Eu reprezint cumva o bucată din fotbalul românesc și n-am să mă împiedic de un amărât de patronel care aruncă în copilul meu, culmea, da, cu noroi, în condițiile în care este un no-name și un ei ca nimeni pe stradă, și mi se pare jenant să te iei de un copil și să povestești așa aberații și răutăți în condițiile în care tu ar trebui să fii un dascăl și o imagine drept de urmat pentru cei care ne plătesc să vină la școala ta de fotbal. Sincer, dacă aș fi părinte, mi-aș retrage copilul în secunda 2, pentru că dacă rănești un copil, este clar că îi vei răni și, pe părinții și copiii care îți plătesc o taxă. Practic, dar de înțeles că Bebeto cumva nu este apt sau nu este demn de a fi... sau nu joacă destul. Nici măcar nu mă interesează ce vorbesc frustrații și răutățile astea Dumnezeu le va da în zecit. Cum reușești să fii atât de radioasă totuși cu toate aceste lucruri pentru pe cap? Pentru că uite ce oameni am lângă mine, oameni care sunt realizați, care nu stau niciodată, nu știu, pe la emisiuni de scandal, care nu vorbesc urât despre absolut nimeni și care cresc foarte frumos și fac lucruri mărețe în viață. Eu am niște copii, am niște datoriri față de copiii mei și de asta muncesc și de asta mi-am canalizat viața în momentul ăsta să le fac avere. Dincolo de scandalurile din presa românească, Ana Maria Prodan își vede în continuare de afacerile din Dubai. A investit în imobiliare și recomandă celor cu bani proprietăți fabuloase de milioane de euro. Îți faci o nouă achiziție în Dubai sau nu? Lămurește-ne! Noi, partenerii, suntem întotdeauna primii pe listă, dar pentru mine este ceva fabulos când vorbesc de 300 și ceva de mii de euro un apartament într-o clădire fastuoasă și într-un loc minunat de pe pământ și când două camere, da? Și cu o priveliște de îngheți sau dimineața să taie respirația când deschizi ochii. Că te gândești să te stabilești definitiv și să nu mai vii în România, nu știu, mai sunt lucruri care te țin mai aici? Nu mă ține absolut nimic. Sunt singură eu și copiii mei și depinde unde își doresc copiii mei. Eu trăiesc pentru ei.